Igor Dodon îndeamnă pe Maia Sandu să-și asume responsabilitatea în calitate de președinte ales și să numească un nou guvern. Despre această a declarat în cadrul emisiunii live, președintele răspunde. Președintele nou ales trebuie să-și asume responsabilitatea pentru situația din țară. Acest guvern în perioada aceasta și-a menținut și-a gestionat situația, într-o situație foarte dificilă, cu criză, cu pandemie, cu sejite, cu tot ce a fost. Salariile, pensiile se plătesc la timp, dar nu încercați să presați ca guvernul să plece singur, pentru că cum poate un guvern responsabil să arunce țara acum în haos? Ce ar însemna demisia guvernului acum la inițiativa proprie? Aceasta ar însemna că rămânem fără buget, fără politica fiscală, nu e clar cum luptăm cu pandemie. Și dacă v au votat oamenii, asumați-vă responsabilitatea. Nu o să vă împiedice absolut nimeni dați jos acest guvern. Formați alt guvern. Asumați responsabilitatea pentru pandemie, pentru situația bugetară și așa mai departe. Dar pot să vă spun la sigur că, și vreau să precizez aici un lucru, noi, eu personal, pe me, guvernul nostru, nu se ținem, nu ne ținem cu orice preț de guvernare.